pauză furtunoasă pentru Alex Șerpa. Așa se intră! Așa se intră! Ce naiba, mă? Ei! Ei! Mă bucur foarte mult că sunt aici. Trebuia să spun chestia asta. Am 32 de ani, nu cred că am menționat asta prima dată și mie mi se pare că 30 este un prag. Atât în societate, pentru că lumea începe să aibă niște așteptări de la tine, dar și din punct de vedere al organismului. Am observat că încep să cedeze chestii la 30 de ani. Efectiv, trebuie să-ți faci ITP-ul anual, că mereu pică ceva. Altfel n-ai nicio șansă. Și pentru prima dată la 30 de ani am ieșit afară și era friguț. Pentru prima dată am simțit nevoia de izmene. Bă, nu râdeți. Am observat că e chestia asta, bă, o grămadă de băieți au rușinea asta de a purta izmene. Mare chestie, frate, să porți izmene. Porți că le porți pentru tine. Adică oricum jumătate de viață le-am purtat forțat, dar acum le port de bună voie. Lui de-aia era cald aici, mă, că avea și izmene pe el. Acum îl înțeleg, săracu. Și ai și buzunărașul ăla în față, sunt foarte simpatice. Știi de ce ai buzunăraș în față, nu? Că dacă te prinde iarna așa și faci pipi, să-ți fie cald la funduleț, adică să fie ok. Da, e o vârstă, v-am spus. Am început să mănânc mai sănătos, am început să am grijă de mine, am început să merg în piață, să-mi fac cumpărăturile. Mergi în piață, Mihai? Da. Da? Faci cumpărăturile în piață? Foarte mișto. Ai baba ta? Vrei să ai baba ta? În piață nu. În piață nu? Eu am în piață. Băi, serios, mi-am făcut baba mea. Am baba mea de cartof, baba mea de roșii, baba mea de castraveți, fără mișto. Și la ele mă duc, îmi dau roșiile alea bune de dedesubt. Am început să fiu mai grijuliu cu banii, am început să-mi fac bugete, nu mai cheltui, nu mai arunc la fel de mulți bani, nu mai dau banii pe prostii și chiar vreau să vă spun că săptămâna trecută mi-am cârpit o pereche de chiloți. Mă rog, nici n-aveam ață și ac în casă, a trebuit să mă duc la mercerie. A fost pentru prima dată când am intrat într-o mercerie, era până și doamna de acolo, mirată. Mi-a spus că se rog să-i puțin mai încolo. Da, am intrat în mercerie, mi-am luat o ață fosforescentă, portocalie și una verde, chiloții erau negri. Dar acum mai văd mereu și mă bucur, crește inima mine. Sunt corporatist, v-am spus asta și tura trecută. Lucrez la o clădire de birouri de la Aurel Vlaicu de 18 etaje, lucrez la etajul 14, este foarte greu. Am avut exercițiu de incendiu, s-a luat curentul. Că asta se întâmplă. Am coborât 14 etaje pe jos. Am avut febră musculară 2 săptămâni. M-au luat toți draci. Am vorbit și eu cu băieții de la muncă. Am zis, bă, mergem și noi la masă, mâncăm acolo niște mititei, niște bere și ne întoarcem fix după. Și asta am și făcut. Tu ai mâncat vreodată bere? Da, atunci când beau mici. Ne-am simțit și noi bine acolo. A urmat și a doua bere, după aia mi-a luat o cafea, dar mie îmi place cafeaua cu lapte, mi-a luat o cafea cu lapte, până nu l-am văzut și înghețată la cineva când mergeam pe stradă, mi-a luat și înghețată, după aia am văzut piersic, când mi-a luat piersic, aia e, mi-era fumiță. Și când am ajuns înapoi la birou, am aflat că exercițiul de incendiu nu a avut loc. Și eram ok, da, înseamnă că nu o să mai aibă loc. Și am stat ce am stat la calculator, de la toate rahaturile pe care le-am mâncat, mi s-a făcut și mie rău și m-am dus la baie. Bă, și e cam filmele cu proști. Fix în momentul în care îți pui și tu acolo fundulețul pe cola-cola, fix atunci a sunat alarma de incendiu. Cine mai pune fundulețul pe cola? Ăla-i funduleț? Și eram, bă, rahat, aici m-a prins, aici rămân. N-are rost să mai plec, că nu cred că mă caută. Eu nu știam că este un om care își ia o vestuță pe el și trebuie să meargă pe la fiecare sală de ședințe și ulterior să bată pe la fiecare ușă de toaletă. Nu știam chestia asta și m-am trezit cu el la ușă. Și a spus, ocupat. Vă rog frumos să evacuați toaleta. Și eram, abia am ajuns. Lasă-mă puțin și dacă vrei, coborăm împreună de mânuță. Și s-a enervat ăsta în ultimul hal, că chiar vă bateți joc, chiar este un exercițiu de incendiu. Și am spus, la mine nu este un exercițiu, e chiar pe bune aici. Oameni buni, ăsta am fost eu. Atât s-a putut. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!